Sănătate prieteni și bine v-am găsit și astăzi la un clip de la profesioniștii de la Festul. Astăzi o noutate, ferăstrău circular cu incizor TSV60 KEBQ. El vine în mai multe uh, variante, se poate comanda în mai multe variante. Și e o noutate pentru că uh, tăierile vor fi perfecte, fără așchiere, în, de la prima tăiere, vedeți, are două pânze, o pânză conică diamantată și în spate una mare. Cele două pânze vor funcționa în sens invers, una se învârte în sus, una în jos. Aici, reglaj pentru pânza mică, pentru incizor, pânza mică, spuneam, care e conică, în funcție de cât lăsăm noi mai sus sau mai în jos, va fi o tăiere mai lată sau mai îngustă. După care se poate uh, regla stânga-dreapta ca să margă perfect una în spatele alteia. Se poate uh, cu acest circular până la 62 de mm tăia și suportă o înclinație de la 0 până la 45 de grade vor fi niște tăieri perfecte, hai să vedem puțin, aici vrem să introducem aspiratorul cu acumulatori și are o telecomandă Bluetooth, dar orice sculă pe acumulator de la Festul are și Bluetooth și atunci când se pornește scula se va porni și aspiratorul, dar aici este, se poate comanda pe cablu și un Bluetooth separat, o telecomandă, hai să vedem un pic o tăiere, să vedeți un pic cum merge, o pânză în spatele celelalte aici pe masă profesională, pe, uh, cu aspirator ca să iasă cât mai puține uh, resurse, cât mai puține așchi, reziduri vreau să zic și uitați-vă o pânză, incizorul care merge înaintea uh, pânzei cele mari care face treaba totală și uh, ies niște tăieri perfecte, deci nu mai trebuie rectificat, uh, trebuie numai mașina decant și gata, ai, ai putut să faci mobilă perfect, deci nu iasă doar, uh, ia uitați-vă, cât de perfect uh, iasă de la prima tăiere, atunci când e nevoie de uh, melamine, de anumite paluri furniruite și de tot felul de lucruri pretențioase, uh, mașina aceasta care e o noutate, spuneam, va te va ajuta și îți va aduce bani pentru că o sculă profesională mai facem încă o tăiere o sculă profesională îți ușurează munca timpul se va reduce costurile de fabricație se vor se vor reduce și atunci în timp tu vei face bani mult mai repede și mai ușor folosindu-te de aceste scule. Uh, prieteni, uh, aceasta e o a doua tăiere, uh, nu se aude neapărat zgomotul pentru că e muzică, afară și YouTube nu dă voie la muzica aceasta, dar cred că v-ați uh, făcut o imagine, o, o părere, uh, tăietură perfectă. Deci în orice material, spuneam, uh, cu care se poate construi mobila, iasă tăieturi perfecte din prima. Prieteni, sănătate și mult bine!